Mulțumesc. Grea sarcină. După ce l-am văzut pe părintele și l-am auzit, greu este să mai vorbești. Vă cer de iertare pentru predicia mea și sper să mă ierte și părintele, dacă voi fi măcar o mică înălțime față de ceea ce s-a așteptat, pentru că totdeauna s-a așteptat ceva de mine și m-a încurajat în orice lucru. Îmi aduc aminte așa pentru că părintele Adrian mi-a vorbit despre memoria naturală al uitării și mi-a reactivat modul în care am ajuns eu, de jurările în care am ajuns eu în Biserica Sfântului Silvestru și să fiu uită de Bucucească a Părintele Nicolae. Eu am venit aici la întâmplul Părintele Sava, Savu, din Ocna Sibiul, care era fiul unui de fost deținut politic, coleg de închisoare de celulă cu Părintele Nicolae. Deci întotdeauna a existat acest fir roșu al suferinței din temnițele comuniste. Până la urmă, tot de acest fir a venit și intrarea în Biserica Sfântul Silvestru. De la prima spovedanie, atât de nevrednică era, cât mi-a administrat un canon strașnic de un an de zile, care a devenit temelia unei relații logicești extraordinare între mine și Părintele Nicolae, N-am mai plecat de atunci din Biserica Sfântul Silvestru. Este punctul meu din univers în care, dacă îmi dați cuvânt, e ca Arhimede, o să pun lumea din loc. Și așa s-a datorită Părintelui care mi-a fost călăuzăr și Părinte. Părinte. În toți aceștia. Ani care au fost grei. Pentru mine personal, fac o confesiune publică, dar poate mulți știu, au fost ani grei pentru mine, ani de mari suferințe și în viața publică și în viața internă. Și fără Părintele Nicolae, n-aș fi pentru că numai El m-a învățat că vinui cu Hristos. Și numai cu Hristos. Și numai El m-a puterea rugăciunii, puterea transformatoare a rugăciunii. Și mi-a dat putere să înțeleg că Dumnezeu este pentru de mine, deci că mă rog, așa cum probabil a spus-o și dumneavoastră. În sfârșit, când am aflat prin peregrinările mele, că astăzi se lansează, se spune, numește o carte, Nicolae, obsesiv mi-a venit în minte versul primul vers din Testamentul Arghezii, nu-ți voi lăsa drept bunul, ci după moarte, decât un nume adunat după carte. Ce altceva poate să fie mai frumos? În primul rând să ne gândim la carte și Arghezii era mai aproape de Dumnezeu decât că ne-au spus-o criticii diferitorului politice în ultimele decenii. Ce mai frumos decât o carte? O carte care este o treaptă, Hristosul de Căpătâi, Hristosul cel din tâi, pentru că este o manifestare a Sofiei, a înțelepciunii divine. Și ceea ce poate să fie această carte, din care ne-am amintit câteva fraze din predicile Părintelui, decât exact aceasta. O lucrare a Duhului Sfânt prin Părintele Nicolae asupra noastră în Biserica Sfântului Silvestru. Un lucru din puterea transformatoare a acestui cuvânt plin de har, pe care ni l-a dăruit. Ni l-a dăruit Părintele, ni l-a dăruit Dumnezeu prin Părintele. Și aceasta este această carte. Această carte de predice Părintele. Graiurile Părintele le putem acum auzi în interiorul nostru când le vom citi, să ne fie antidot și medicament. Când ne vor încerca lenea și trândăvia, mai rele decât uitarea dintre cei trei demoni pe care pomeneam Părintele Nicolae. Și mă gândesc că această carte, așa cum spunea Paul Valéry, Părintele mi-a spus să scriu, dar mai mult decât să pune să scriu, tot citesc. E o carte care se va topi în lume, care se va răspândi în lume. Pentru că așa fac cărțile și cărțile numai cum asta fac. Până la urmă, ele devin o parte a acestei cum și o schimbă. Așa că Părintele ne schimbă pe noi. Prin cuvintele sale, prin sfaturile sale, prin tot ce a însemnat pentru viața noastră. Ne-a remodelat ființa și viața în lumina învățăturilor lui Iisus Hristos. Datorită Lui, noi am putut să ne schimbăm și sunt sigură. Pentru că văd figurile cunoscute de 15 ani de mine aici.
Le cunoaște pe de la urmă mai bine, chiar dacă nici măcar nici din lume. Și nu se poate să nu fi fost toți transformați, schimbați în interior de lucrarea Părintele asupra noastră. Pentru că Părintele era o enciclopedie bufnicească și intelectuală. Discutea vorbim despre orice, îți dădea un sfat practic cu o precizie de lasă de aștepta. Nu-ți imaginai că ai o problemă în vieții tale, dar nu știa. De când intrai în biserică și te-ai așezat în genul în fața lui, nu știa cum să. Dar te ducea și în zone intelectuale în care îndrăznisești să pășești și te gândeai. Și avea o deschidere spirituală extraordinară. În sfârșit, toți am putea să povestim și să scriem. Dar eu mă gândesc acum la o altă frază pe care am auzit-o foarte mult în ultimele zile, întâmplările care m-au purtat viața. Oamenii dispar la ideile lor, într-adevăr. De pe pământ dispare. Important este să rămână mesajul, să rămână ideile, care să fie purtate de alți oameni. Pentru că asta. Ideile, mesajele rămân purtate de ceilalți. Așa se va întâmpla cu Mântuirea și cu această carte și sper și cu un CD cu care să ne dăruiască Domnul Dumnezeu, pentru că a fost minunată această mică producție de audiovizuală pe care ți-a arătat-o. Așa că ce spune. Cer pe numele ecologii. Pentru că e important să auzim. Acum putem să auzim și nu. Putem să auzim și glasul Părintelui care era atât de important. Deci ideile pe care sunt aceste, care sunt exprimate în această carte, pe care Părintele le-a exprimat atât de inconfundabil și inegalabil în fiecare duminică în care a predicat, vor continua prin fiecare după posibilitatea sa, după vrednicia sa. Le va purta mai departe și le poartă, probabil, poate fără să ne dăm seama, le-am internalizat, mai ales cei care sunt pe atâta vreme în această biserică. Astfel, încât sperăm, într-adevăr, să ne ajute și pe noi să biruim toți demonii vieții noastre. Cartea în care se aud graiurile